Epopeea desființării liceului Costin Nenițescu a început în vara anului trecut, când primăria a decis găzduirea elevilor și profesorilor de la Colegiul Eminescu în clădirea de pe strada Transilvaniei, iar liceul de chimie a fost mutat în imobilul de pe bazalt al liceului de meserii și servicii. Hotărârea s-a lăsat cu proteste, însă autoritățile și-au menținut punctul de vedere. A urmat decizia de comasare. Nemulțumită, conducerea de la Nenițescu a solicitat păstrarea personalității juridice, invocând atractivitatea profilului de chimie și a celorlalte specializări. În ciuda opoziției directorului, inspectorul școlar a dictat comasarea cu sprijinul primăriei. La un an de la întreaga tevatură, iese la iveală și oportunitatea deciziei. Liceul Nenițescu propusese o clasă de liceu pe profil chimie, însă în urma notei Ministerului de transformare a multor clase din liceu în profesional, această clasă a fost transformată în profesională. Vreau să vă spun că nici anul acesta, și menționez că este al patrulea an în care clasa de profil având domeniul de bază chimie industrială nu s-a realizat. Au fost propuse 28 de locuri și niciun candidat nu a optat pentru această clasă. Deci măsura pe care noi am luat-o se demonstrează încă o dată că a fost corectă. Din toamnă, elevii de la fostul liceu de chimie vor fi ai liceului tehnologic de meserii și servicii. Aici a fost realizat un plan de școlarizare care să cuprindă și specializări pentru cei care ar fi optat pentru fostul liceu Nenițescu, mai ales că multe dintre acestea erau similare cu oferta de la meserii și servicii. Calificările sunt identice. Diferenția această clasă de chimie industrială și mai aveau o clasă de resurse umane, cei de la Nenițescu. În rest sunt calificările identice, așa încât liceul de tehnologii, meserii și servicii a avut anul acesta un număr considerabil de clase. În principiu ei au rămas pe total la liceu 16 locuri. La profesional au rămas neocupat o clasă pe turism și alimentație, bucătar, și aceasta de chimie industrială. Rămâne de văzut cum va fi conviețuirea celor două corpuri profesorale, având în vedere că în anul școlar trecut au existat numeroase conflicte între cele două conduceri ale unităților comasate.